Salut și bine v-am găsit la un nou vlog, eu sunt Bogdan RF și în acest vlog o să vreau să vă prezint primele cloțe pe 2020 și vreau să-mi scrieți, dacă vă băgați de diferent, dacă vă băgați de seama, care e cea mai în vârstă și care e cea mai de anul trecut. Una are 2 ani sau 3 și una are 1 an. Dacă vă uitați la ele, sunt identice. Adică au același colorit, același tot, efectiv. Și le-am pus la fiecare câte 11 ouă. La început nu prea vreau să stea, le-am mutat undeva, erau pe aici așa. Le-am pus mai despărțite una de alta. Dar după aia am mutat cuiburile și le-am lăsat mai mult să stea ele aici singure și văd că s-au așezat singure. Și sper să scoată cât mai mult. Și mă gândeam, mai am vreo una sau două picate, deja una sigur am, care o pica cloță. Și mă gândeam să caut pe cineva care are ouă de pitică, dar aș vrea încălțată sau moțată, una din două. Sau bărboase, cu un bărbiță, una din trei de fapt. Ori cu moț, ori cu încălțătură, ori cu bărbiță, ori cu toate trei sau... și încălțată și cu moț sau așa. Dacă e careva din apropierea mea, Variaș, județul Timiș, să-mi scrie acolo în comentarii și care vinde ouă. Da, și cam atât cu cloțele astea, am vrut să vă fac un update. Și în video următor o să fie un update cu porumbei. Sper că o să vă placă update-ul următor. Așa că eu am fost Bogdan RF și ăsta a fost ca un update după ceva timp cu cloțele.